Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. După cum vedeți, aici în spate am o cutie. Este vorba de un swap. Am făcut un swap, am făcut o colaborare cu niște câteva fete pe YouTube. Ne-am strâns și am făcut o colaborare de Crăciun, Secret Santa 2017. Am vrut să zic 18, doamne, nu mai gândesc. M-am pus repede, repede să filmez pentru că am așa puțin timp liber. Astăzi este duminică și am casa plină. A venit lumea să mănânce și, wow, timp ce sunt în bucătărie, eu stau în cameră și filmez. De aia mi-am spălat părul și nici nu l-am uscat. Am lăsat să usce singur. După cum vedeți, aici e cutia. Cred că știți cum merge treaba cu Secret Santa. Dacă nu știți, vă explic așa în două cuvinte. Ne-am adunat câteva fete pe YouTube și ne facem cadou între noi. Eu nu știu de la cine primesc pachetul până când nu-l primesc. Eu știu cui trimit, logic, dar persoana căruia eu îi trimit nu știe până în momentul când îl primește. Ce mai? Vă las în descriere linkul tuturor fetelor care au participat. Moșul meu a fost Cosmina. Te pup, Cosmina, abia aștept să văd ce e aici. Vă las linkul Cosminei în descriere, chiar primul. Apoi eu am trimis cadou Adrianei și am mai trimis un cadou, dar mă rog, o să vedeți pe parcurs. Vreau să intrați pe canalul tuturor fetelor, că le aveți în descriere, să vedeți ce au primit și ele sunt foarte curioase ce au primit și sunt curioasă cum a reacționat persoana căruia eu am fost moșul, dacă le-a plăcut ce a primit. Să nu mai stăm de vorbă, vreau să deschid cutia, vreau să văd ce înăuntru, am foarfeca pregătită, am cutia pregătită și sper să nu fie nevoie și de cuțit. Sper să nu fie prea mult scoți. Cred că nu o să filmez timp ce deschid cutia ca să nu pierdem timpul și să nu facem gălăgie, așa că deschid această imensă cutie, a avut 6 kg, are 6 kg și revin când cutia este semideschisă. Am revenit, chiar dacă nu am deschis cutia, scrie aici, deschide aici, disfruta, în spaniolă. Wow! Revin! Bun, a fost ușor deschiderea cutiei. Nu pot să ridic. Cam așa arată. Aici avem o felicitare și lucrurile sunt, wow, foarte bine ambalate. Chiar nici eu nu le-am ambalat așa cu atâta hârtie pungă de asta cu aer. Și să citim prima oară felicitarea. Hello, pretty. Fiecare pachetel are câte un bilet. Eu n-am făcut chestia asta, e un clipul, în clipul. În pachetul care l-am trimis eu am pus un număr și am pus o foaie deoparte. Mă rog, am făcut diferit. Ai, ce drăguțe! Ai, ce drăguță e! Wow! Felicitarea e superbă, superbă! Bună, Bianca! M-am bucurat atât de mult atunci când am aflat că trebuie să-ți cumpăr ție cadou pentru Secret Santa. Te urmăresc de mult timp și mi-am dorit mereu să fac un swap cu tine, dar dacă tot nu am apucat să facem un swap, măcar atât. Am putea să facem un swap pe viitor. Chiar ar fi interesant să-ți trimit și eu chestii. Îmi doresc să te bucuri de aceste produse și, nu, să-ți placă și să-ți fie folositoare. Abia aștept să-ți văd reacțiile. Îți doresc ție și soțului tău și pisicilor Crăciun fericit. Mulțumesc frumos! Am locuit copilărit în Spania, en caso de que no sabías. Extraño. Talavera de la Reina y Barcelona. Besos. Wow, super. Deci, mă bucur. Te invit să vin vizită pe la mine. De moment am oameni cazați în casă. Când pleacă, poți să vii să te cazezi și tu. Am două fete în casă, într-o cameră, pentru vreo săptămână, două și după aia mă rog, am să deschid, am să încep să deschidă. Se iau, mamă, deci, wow, deci am luat decât un lucru și, să fie un clip lung. Aici e ceva ce sună. Cutiuța cu minuni, sper să-ți placă și cutia și ce se află în ea. Deci e o cutiuță, e un borcanaș și o cutiuță. Nu cred că o să am nevoie de foarfecă. Nu, de moment nu. Wow. Mizerie. Iar faci mizerie. Bine, după aia tot eu curăț, așa că pentru acele momente în care vrei să încerci ceva nou, deschide. Wow, deci cutiuța e super, borcanașul ăsta e super, super. Mie îmi plac chestiile de genul. Să încerci înăuntru. Wow, înăuntru, dacă nu mă înșel... ce bine miroase, dacă nu mă... Aici camera.
Dacă nu mă înșel, sunt o grămadă de mostre. Da. Wow, de la Sephora. O grămadă de chestii. De la Vichy. De la Caudalie. De la Dermica. Nu-mi sună. Aven. Îmi place mult Aven. Sephora. Bine, mă uit eu la ele. Nu. Sunt... A, Lierac. Deci crema asta o am. Fii atent. Crema asta o am și îmi place la nebunie. Aveam crema, aceeași cremă, dar mov, ambalaj mov pentru ten mixt și mă îngrășa prea tare fața și mi-am cumpărat pentru ten uscat. Și merge, chiar merge. Și o grămadă de mostre, o grămadă de mostre, dacă nu mă înșel, de la Oriflame. Super! De când am mai avut eu chestii la Oriflame, parfumuri mă refer, super, super și... Dacă nu mă înșel, sunt și pentru bărbați. Nu sunt sigură. Hai să le băgăm înapoi. Aici sunt. Le băgăm înapoi. Ai! Cât am întârziat cu borcănașul ăsta, vă imaginați? Restul produselor. L-am închis înapoi. Aruncăm plasticurile. Wow! Wow, ce drăguț! Am primit un portfard, bueno, o șutuță, de la Rimmel London. Sunt foarte curioasă ce e înăuntru. Poate nici nu ceva de la Rimmel London. Dacă nu mă înșel, da, este chestiuța aia cu care îți cureți pensulele și super tare. Wow, de la Oriflame. Wow, deci chestia asta chiar o să-mi vină bine, pentru că am o chestie de genul de la Birchbox, dar nu mai am, am pierdut-o. Și chestia asta chiar o să-mi vină bine. Wow, și nu-ți mai zic. Chestia asta e adorabilă. E adorabilă. Și am o grămadă de rujuri de la Rimmel London, așa că o să le pun înăuntru. Următoarea chestie. Ai! Ce chestie! Oare le-ai făcut tu chestiile astea? Sunt foarte curioasă dacă ai făcut tu chestiile astea. Sunt foarte drăguțe. Vă explic. Sunt niște rame foto pentru poze mici. Deci, pentru fiecare pisică de-a mea. Ca să o pun în poză. Serios! Deci, astea două pentru pisicile negre. Și asta pentru pisica albă. Serios! Deci, am să fac chestia asta. Deci, dacă era cu alt scop, să-mi spui. Dar... Scopul meu, așa, dintr-o dată, e ăsta. Apoi mi-ai trimis o, wow, apă micelară de la Farmec. Îți mulțumesc frumos, deoarece n-am încercat-o până acum, am fost foarte curioasă să o încerc. Chiar am fost la magazin românesc ce avem noi aici, gen, se numește Gerovital. Dar n-am găsit-o. Sunt curioasă cum miroase. Super. Flori de orhidee. Mulțumesc frumos. Încă mai am chestii. Încă mai am chestii. Îmi vine să strănu și nu pot. Cel mai nașpa sentiment din lume. Deci mi-a trimis cărți. Super. Dacă tot îți plac romanticismele, siroposa, gurile. Nu înțeleg. Să vedem. Mi-a trimis Sandra Brown. Am trei cărți de la ea, dar asta nu am. Și Capcanele iubirii de Amanda Quick. Cartea asta nu o cunoșteam. Îți mulțumesc foarte frumos. Deci mi-ai trimis două cărți. Nu una, două. O să mă pun pe ele cât de repede și acum... Acum. Să vedem dacă mai este ceva neambalat. Ui, a căzut. Asta e o căsuță. Ia uitați-vă. Înăuntru vei găsi o surpriză printre șervețele. Câtă mizerie o să fac eu aici. Deci este o căsuță foarte drăguță. Uitați. Și printre șervețele. Olo! Ai, ce frumos! Ce drăguță cană, ia uitați-vă! Cana asta e a mea și nu o să o dau la nimeni să o folosească. La fel ca și cum am o cană pe care scrie YouTube și nu o las pe nimeni să o folosească. Chiar mă cert cu lumea să nu o folosească. Nu mai e nimic, nu? Nu, decât șervețele. Eu scot șervețele. Super! Mai nu mai știu să bag înapoi cană. Așa, mulțumesc. Wow, deci căsuță e super. Mizerii. Mizerii pe jos, mizerii. Mai avem ceva neambalat. Avem Pocket Coffee Expresso. Iubire! Nu, asta e pentru el. Asta e pentru el că... Deci dacă nu mă înșel, sunt bomboane cu gust a cafea. Cred. Ia să gust una, dar ce? Să le împart. Nu știu să le gust.
Wow. Deja un gust de cafea. Wow. Mi-a dus viorii. Wow. Ce tare! O să-i dau să guste una, să văd ce față pune. Deci sunt foarte bune. Wow. Ia uitați-vă, sunt foarte... Super! Uau, cât sunt de bune! Câte sunt? 5, 3 pentru mine și 2 pentru el. Poate mai fi una acolo, da. Acum, mai multe pentru mine. Acum au rămas 4, să-i spun 2 și 2. Să continuăm. Să n-am ciocolată între dinți. Mai este o chestie care este neambalată. Dacă poți să scoți este o altă cutie. Deci eu ador cutiile, am atâtea cutii. Nu cred că am mai multe cutii decât chestii în casă. Mă rog. Este o cutie foarte drăguță. Ia uitați-vă. Flower power. Ha. Am început cu chestiile mărunte. Îmi pare rău. De obicei am obiceiul ca să las chestiile mărunte la sfârșit. Dar acum nu. Îmi pare rău. Avem un ruj. Wow. De la Revlon. No. Bine. Sigilat. Am nevoie de un cuțit. No. Nu se desface. Mă enervează. Da, trebuie să-i dăm eticheta jos, ai de practic sigiliul ăsta. Bine, lipim pe aici. Pe aici lipim de pe mobilă. Foarte drăguț. Uitați-vă cât e de drăguț ambalajul de la ruj. Focalizează, măi. Așa. Și culoarea e superbă. Wow. Nu simt niciun miros acum. Culoarea e superbă. Ia uitați-vă. Ia. Focalizezi? Focalizezi astăzi? Nu. Azi. Nu vrea să focalizeze, dar cred că vă dați seama de culoare. Este superbă. Deci ador culoarea asta. Este un fucsia... Oh, îmi place. Îmi place tare. Foarte tare. Pune aici. Nu, pune în spate. În grămadă. Apoi, un rimel de la Oriflame. No Compromise Mascara. Deci dacă este periuța aia care îmi place mie, te ador, Cosmina, te ador, serios. Este un rimel care era ceva de genul de la The One în ambalaj mov. Și mi-a plăcut periuța așa de tare încât încă mai folosesc pentru alte rimeluri. Gunoi pe jos, gunoi. Gunoi pe jos. Ai, desfăte că vreau să văd. Vreau să văd. Ce greu! Eu de obicei nu desfac, știi, niciun rimel la swap sau așa, dar asta chiar sunt foarte curioasă. Dacă este rimelul ăla cu periuț, deci nu cunosc rimelul ăsta, nu știu. Dar dacă are periuța care eu vreau, wow. E asemănătoare, nu e care eu vreau, de asemănătoare, deci îmi place. Nu se vede, nu vrea să focalizeze, dar îmi place, mă încântă, mă încântă. Tot ce e rimel de la Oriflame, sincer, mă încântă. Spate, următor. Hai. Hai că pierdem timpul. Bianca, ce faci? Pierzi timpul. Ce faci, Bianca? Ce faci? De la Essence. Oh, un creion de buze. Un creion de buze care mi se potrivește cu rujul care l-am acum. Dar nu o să mă pun să mă fac, pentru că n-am oglindă la îndemână și ar fi un dezastru total. Dar e super. Îmi plac nuanțele de genul. Chiar mă nimerești. Până acum mă nimerești. Microsfăț de seară. Asta este o mască de față, da, este o mască de față de la Oriflame. Uitați ce frumos am ambalat-o, sunt două măști de față, dacă, tot diferite, una verde, da, una verde, și una mouă, deci dacă vede, soțul mi le confiscă, sigur, sigur, dacă trebuie să le ascundem. Apoi avem unul mic pentru geantă. Ui, ce frumos, deci, fiți atenți cum le-a lipit ca să se asigure că nu o să se dezlipească foarte tare. Ce este un parfum? Ia să vedem. Wow, e parfum sau e... Da, e apă de parfum, de bright? Nu cunosc prima asta, dar... Wow, miroase foarte bine. Mi-amintește ceva. Mi-amintește un parfum ce l-am avut eu și nu-l mai am. Ia uitați-vă, asta e. Mulțumesc, 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 mulțumesc. Superb. Wow, miroase foarte bine. Acum,
cum vei să strănut, am nasul fundat, dar simt mirosul. Nu se mai termină cutia asta mică. Hai să vedem. Obraji îmbujorați. De la Aca. Aca? Nu-mi sună Aca. Chiar nu-mi sună Aca. Ia uitați-vă. Nu-mi sună. Firma asta o să strănut. Acum sughiți. Wow, ce tare! Vine cu tot cu... Ia uitați-vă, vine cu tot cu... Pensulica asta. Hai, focalizează, te rog. Foarte frumos. Deci e foarte drăguț. Super, super. Se potrivește cu unghiile. Scuzați-mi unghiile, dar astăzi m-am enervat și am zis, hai, că mai păstrez unghiile cu gel până filmez. Nu, n-am mai apucat să filmez. M-am enervat astăzi și mi-am dat jos unghiile care am putut. Care am putut, le-am dat jos, m-a costat, m-a durut, dar asta este. Și am să merg să-mi pun altele în alt loc, dar m-am enervat, nu mi-a plăcut cum mi-a pus tipa unghiile și m-am enervat. Pentru tipul tău de ten, da, aici ai dreptate, aici m-ai nimerit, eu ce tare le-am prins, deci fiți atenți cum am prins chestiuțele astea ca să nu se dezlipească, wow! Și a rămas și semnul de la Oriflame pe scoci. Îmi plac foarte mult detaliile de genul. Eu nu sunt atât de detalistă și îmi plac chestiile de genul. E un pic contradictoriu. După cum spuneam, m-ai nimerit. Am folosit gama asta, am un gel de curățare și chestia asta ce acoperă sau pentru coșuri din gama asta și îmi place și mă bucur că mi-ai trimis crema asta. Dacă vrei să focalizezi, nu. Nu, astăzi nu. Nu, e de la Love Natural, de la Oriflame. Mulțumesc. Crema asta o să-mi fie de foarte mare folos pentru tenul meu gras, mixt, cum are el chef. Deci, tenul meu e cum are el chef. Apoi avem de la MAC. Aici în Spania se spune MAC, dar totuși. E un rimel? Serios? Un mini rimel? Chestia asta? Ai un rimel, ce tare, un mini mini nu, e un rimel foarte fain, deci super. Ia uitați-vă. Nu vrea să focalizeze. Iubire! Dacă m-ar băga și pe mine cineva în seamă în casa asta, ar fi frumos. Dar nu mă bagă nimeni în seamă. Cum eu le-am spus să mă lase în pace că filmez. Apoi avem un creion de ochi. Să știi că nu e folosit. Așa e el de mic. Să vedem, să vedem, să vedem. Colorbox. Creion de ochi de la Colorbox, negru. Super. Eu cred că e mic și bun. Pentru că, de obicei, chestiile astea care sunt micuțe sunt super bune. Micuțe scumpe și bune. Părerea mea, acum nu știu prețul și așa. Minune pentru păr. Macadamia Oil Extract. Un tratament de păr. Ia uitați. Ce mă bucur că nu mi-ai trimis argan. Ce mă bucur, ce mă bucur că mă îngrașă părul din mai popt. Arganu, mă încântă. Wow, super. Ia uitați-vă. Să mă uit cum se folosește. Chiar am nevoie de produse pentru păr. Mi-am stricat mult părul în ultima vreme. Cu atâta roșu, cu atâta placă, cu atâta... Îți mulțumesc. Am nevoie să strănut, serios. Continuăm. Am terminat cu această cutie. Am terminat, am terminat. Am golit-o, practic, și începem cu chestiuțele ambalate. Chestia asta n-are nimic scris pe ea. Este un gel de duș de la Oriflame cu migdale. Uf, mă încântă mirosul de migdale, mă încântă. Hai, desfăte. Nu, nu se poate desface, că e sigilat. De ce? Și eu n-am unghiile necesare pentru a le desigila. Vă rog frumos. Da, cu dinții. S-a putut desigila cu dinții. Mulțumesc frumos. Wow, deci miroase. Miroase super, super. Ia, genul ăsta de duș. Eu, sincer, gamele astea noi nu le cunosc. Nu le-am văzut. Nu mai am unde să le comand. Eu am comandat ultima oară cu o săptămână la Oriflame dintr-un catalog care l-a văzut la o fată. Niște chestii de machiaj. Dar, nu știu, găsesc foarte rar fata respectivă, așa că nu. Nu. Nu am cum. Încă un produs care e foarte mare și nu este nimic scris pe el. Oh, mi-ai trimis chestii de la Balea Teator. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Gel de duș cu rodie.
Deci chestiile astea sunt ale mele. Am să le țin în dulap sub cheie. Nimeni nu o să se apropie de ele. Cum am persoane în casă care stau cu mine de moment. Ia uitați. Este un gel de duș de la Balea. Cu rodie. Balea. Nu te bloca telefonul, te rog. Te rog. Alt produs. Oh, chestia asta e moale, nu? Tot un gel de duș o să fie sau o cremă, dar e mai moale. Ia. Ai, mi-ai trimis din aceeași gamă gel de duș și cremă de corp. Bine, din... nu cred că din aceeași gamă, dar sunt cu aceleași mirosuri. Super. My precious. Ai. Și avem de la Cosmetic Plant, nu cunosc firma asta, un șampon cu nuc și urzică. Wow, șamponele cu urzică sunt super, 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 super. Și aici nu le găsești. Nu simt niciun miros, cum ați răutat mai înainte. Ia uitați-vă, pentru toate tipurile de păr, sunt foarte curioasă cum e șamponul ăsta. Zero parabeni, zero parafine, zero coloranți. Foarte tare. Am multe chestii care o să le țin sub cheie. Produs făcut de mine. Wow! Wow, 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 wow. Hai să vedem. 4 ingrediente pentru buze. Exfoliate. Zahăr brun, ulei de măsline, vazelină, ulei de portocal. Ce tare! Ia uitați-vă ce chestie drăguță! Deci ador chestii de genul, jur. Și câteodată nu mă îndur să la banii pe ele sau nu am încredere sau nu, da. Deci miroase uleiul ăla de portocal. Miroase de beton. Beton, ia uitați-vă. Hai. Ia uitați-vă ce chestie. Hola! Foarte tare. O să-mi fie milă să-l folosesc, dar o să-l folosesc. Chiar am nevoie de chestii genul. Am un produs de la Kiko de genul, dar s-a terminat. Și chiar a fost bun. Chiar a fost foarte bun. Și acum îți mulțumesc din suflet pentru chestia asta. Wow! Nici telefonul mai vrea să mă focalizeze. Zici că e un Oscar, mulțumesc, mulțumesc. De alea bune fabricate în România. Ia să vedem ce mi-a trimis. Da, 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 am crezut că e ceva de mâncat. Săpun de la bun. Am avut săpunuri de astea. Wow. Ăsta e cu urzică. Și ăsta e cu mușețel, super. Eu am avut unul cu lavandă și altul cu gălbenele, dacă nu mă înșel. Și mi-a trimis săpunuri care nu le-am mai avut. Deci sunt super tare. Săpunurile astea mă încântă. Oh, deci, super. Hai că la sfârșit, din chestiile mai emoționante văd că... Pentru că ești naturală. Naturală. Sunt culeasă din grădină. Naturală. De la Sephora îi ambalajul, dar să vedem ce-i înăuntru. Hai. Wow. Paletă Winter Magic de la Sephora. Super, super tare. Ia uitați-vă, ia. Wow, wow, wow. Deci ambalajul e minunat. Ia să vedem, deci. M-a obligat să mă machiez. Mulțumesc frumos. Chiar mulțumesc. Wow, deci e super. Ia uitați-vă. M-ai lăsat cu gura căscată, îmi curg balele. Ia uitați-vă, ia. Ia. Deci e incredibilă. E... Esta preciosa. Tu o să mă înțelegi. Super. Deci super, super. Wow. Ce ambalaj. Uite cât e de drăguț. Deci e superbă chestia asta. Mai da pe spate. Mai da pe spate cu chestia asta, serios. Deci cu chestia asta mai da pe spate. Mai avem o chestie îmbarată. Mulțumesc că nu ai pus scotch. Îți mulțumesc din suflet. Un brand care ar trebui lăudat tot mai mult. Made in România. Cosmetic Plant. Vezi? Deci al doilea produs de la Cosmetic Plant care mi-l trimit și eu habar n-am de brandul ăsta. O mască pentru față cu miere și lăptișor de mască. Super. Super. Mă dai pe spate. Serios. Mă dai pe spate. Mă dai pe spate. Mă dai pe spate. Încă un produs de la Balea. Deci mă încântă, mă încântă. Un gel de duș cu ediție limitată, cu trandafir. Ia, sunt foarte curioasă. Nu cred. Deci nu cred, am să vă spun o chestie. Mie nu-mi place mirosul de trandafir, adică, să vă explic. Îmi place mirosul de coco, de exemplu,
de cocos, dar unele produse nu-mi place deloc. Nu-mi place mirosul de trandafir în apă, de trandafir, în parfumuri, în loțiuni tonice de astea cu trandafiri, nu le urăsc. Dar chestia asta miroase bestial. Deci chestia asta miroase bestial, serios, wow. Wow, 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 deci e super. Uf. Deci o să stau și o să trag de ele, serios. Ce păcat că n-am DM aici, n-am balea, n-am nimica. Ah. Și când merg în țară îmi cumpăr toate prostiile, mai puțin balea. Nu înțeleg de ce, chiar nu înțeleg de ce. Începe să se adune lumea în sufragerie și începe să fie gălăgie. Oricum, nu mai am mult. Mai am aici un produs ambalat de la Rewell Well Done Cosmetics. E un șampon cu floare de lotus. Ia uitați-mă. Verde, ca și bluza mea. Verde, verde. Mă încântă când primesc produse noi, mă încântă când primesc produse care habar n-am ce sunt, nici măcar. Deci dacă ar fi într-o altă limbă, am în gură. Dacă ar fi într-o altă limbă, nu n-aș înțelege. Mă încântă chestia asta. Sunt foarte curioasă să-l încerc. Toate astea sunt lucrurile mele. Și, dacă nu mă înșel, ultima chestiuță, ultimul produs, Se chiamă la casa! Da. Mi-au spus tocmai că se arde casa. ¿Quieres probar? Hai! Hai să-ți dau o bomboană! Eu am mâncat o bombonă și m-au luat toți fiorii. Hai că o să-ți placă. Îi cu cafea. Îi cu cafea. Nu, hai. 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 No, es que no tienes que salir, ven. No sales. Hola, feos. Toma. No, pero quiero que cojas o mushed, o sea, la muerdes. Y la masticas rápido, rápido, rápido. Venga, va. Ahí, que te vea yo. Quiero verte la cara. Todavía me queda sopa. Para mí ya, no pasa nada. No, para ti. Que te vea la cara. Dice que tiene mucha mierda dentro. Y cuando haces la mierda sale. Es que se cae. Tienes que morderla, guay. A verás la crema que hay dentro de café intensa. Que sí, que sí. Que... A esto no compro más cafés para máquina. No, ya no. Coge y mastícala. ¡Wow! ¡Buenísima! ¿Has visto? Está todo de fuego, ¿eh? Como si estuviese comiendo granos de ¿Quieres que café. Salga yo ahí o no? Sí, ven, ponte. ¿Por qué? Ponte aquí y prueba el bombón. Venga, va. No, que eso es con barba. Ponte. Déjame quitar la barba. Ponte. ¡Ay! Chicas, ¡Siéntate! Yo soy el chico Venga, que la enamoré de siéntate. esta chica. Siéntate. Que no, que estoy comiendo. Siéntate aquí. Que no. Ven. Que no. Deci, nu am cum să-l conving, n-am cum să-l conving să iasă într-un clip de-a meu, n-am cum. Deci chiar n-am cum. Es que no hay dinero que me paguen a mí. Hai, du-te, lasă-mă, dacă nu vrei, lasă-mă în pace, no. Vrei sau nu vrei? Nu. Nu, deci n-am cum să-l conving, i-am dat și bombonă și nu. Nu merge cu șmecherii de genul. Ca să-l conving să apară și el în videoclip, măcar să probeze bombonă, să vadă. Vreau să-ți văd reacția, să nu mănânci bombona fără mine. Alo? Măi, Vasile! No! Așa. Mai am o chestiuță de deschis. Sunt pe ultima 100 de metri și nu mă lasă. Nu mă lăsați în pace! No te gusta! Mastica, mastica! 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 Pero es que a ti te gusta el café, no? Eso parece liquor. Liquor. Es café. El chocolate parece que es harina. Pues lo demás menos como yo. Y Charif. Sí. Interesante. Quedan dos. Uno para cada. No, si a ti no te gusta. Uno para cada. No. Venga, va, que me falta muy poco. Nu mă lasă în pace, nu mă lasă în pace. Deci, ce noroc că am avut timp ce am fost la bucătărie și eu am făcut de mâncare și m-am lăsat în pace. Acum nu mă lasă în pace. Mai avem aici două chestiuțe, trei. Wow, trei chestiuțe avem aici. Scrie, părul meu arată așa datorită acestor produse. Sper să te ajute și pe tine. Ai, ce frumoasă pungă! Iubire, deschide ușa! Uite ce frumoasă pungă! Just married! Proast... Oh, hai, închide. Hai, nu, că atât am vrut să vezi. Nu
tu estabas que sale mele? Ce drăguță punga. Ia uitați-vă. Just married. Să vedem cine. Să vedem cine. Sunt foarte curioasă așa că să descoperă de trei. Dintr-o... Inoa, balsamul? Îmbogățit cu extracte de lămâie și scorțișoară. Wow, deci chestia asta chiar nu am mai văzut-o niciodată. Mă încântă să primesc produse care nu le-am văzut niciodată în viața mea, nici n-am auzit de ele. Mă încântă, mă încântă, mă încântă. Să vedem cum miroase. Wow, ce bine miroase. Uf, o să strălut iară. Apoi avem un balsam de păr. Pentru păr vopsit. Mulțumesc frumos. Am nevoie de chestii genul și nu prea găsesc lucruri care să mi se potrivească. De la Oriflame. Și ăsta trebuie să miroase. Eu trebuie să miros toate lucrurile. Uah, miroase. Miroase foarte bine. Uah, super, super, super. Și alt balsam de păr de la Dove. Eu am vrut să-mi cumpăr produse Dove când am fost în țară, dar mi-am cumpărat alte produse și am zis că nu mai car cu mine și nu aduc și nu... Miroase super. Am dat un fundat, nu mai pot. Ah. Super, super, mă bucur. Aici nu găsesc produse Dove pentru păr, cel puțin. Am căutat și n-am găsit. Mă bucur, mă bucur că mi-ai trimis produse Dove pentru păr. Și chestiuța asta e foarte interesantă. Mai e ceva? Mai e ceva? Nu mai nimic, eu mai... Vreau și eu să mai fie ceva. E glumă. Gata, gata. Hai să punem jos cutia și să facem încheierea. Wow. Ia, uitați-vă aici. Bine, și hârtia igienică, logic, pentru că am nasul înfundat și strânut foarte mult și trebuie să îmi suflu nasul și dacă ar fi să îmi suflu nasul din 5 în 5 minute în șervețele, aș face pagubă la casă, așa că de-aia hârtia igienică lângă mine mereu. Mereu, cât sunt în casă. A fost un swap incredibil. Deci am primit chestii superbe. Îți mulțumesc frumos, Cosmina. Îți mulțumesc că ai fost atât de atentă încât să lipești. Wow! Deci sunt detalii care au fost superbe, superbe. Sunt detalii care m-au dat pe spate, sincer. Îți mulțumesc foarte frumos pentru tot ce mi-ai cumpărat. Îți mulțumesc pentru toată dragostea care ai pus-o în ambalat, în ales produse. Uf, super! Deci a fost un swap, un Secret Santa minunat. Vreau să vă amintesc să intrați în descrierea mea, să vă uitați și la clipul celorlalte fete care au făcut, să uită vecinul la mine, din general blog, ca și cum puțin vorbește tipa asta. Sunt nouă la mine în cartier, nu mă cunoaște lumea. Vreau să intrați și pe canalul celorlalte fete ca să vedeți ce au primit ele, sunt foarte curioasă și eu. Vreau să vă urez un Crăciun fericit și să vă bucurați de sărbători și de familie și de unde o să faceți voi sărbătorile. Ce să vă mai spun? Mulțumesc fetelor care au colaborat, mulțumesc persoanei care mi-au trimis această enormă, imensă cutie. A fost wow! Au fost produse super, acum o să mă pun iară să mă uit peste ele, să le ascund. Să le pun bine, să le folosesc, să mă bucur de ele. Pot să zic că m-ai nimerit, sau cu această cutie în mână, m-ai nimerit în toate produsele care mi le-ai cumpărat, sincer. Mi-au plăcut. Eu sunt foarte de mirosuri și dacă o chestie nu-mi place cum miroase, fie un ruș, fie un parfum, orice, nu-l folosesc. Deci chiar nu-l folosesc, oricât de bun ar fi și cremă și tot. Și îmi plac chestii de genul. Cred că o să păstrez astea două bombonele pentru mine. Sunt sigură. Nu o să le mai dau lor pentru că nu apreciază. Pur și simplu nu apreciază. Și cam atât. Sărbători fericite. V-am pupat. Sper că v-a plăcut acest swap. Și ne revedem într-un următor videoclip.